Și iată, prieteni, că revin și eu din nou. S-a dus focusul, cred că. Hai focus, așa. Hai, focus aici. Casca asta am tot dă bătăi de cap. Se tot dezlipește. Asta merge bine. Iar asta se tot dezlipește, vedeți că i-am pus firii mai groase la canalul ăsta aici, ca să nu se mai dezlipească, dar de unde, că se tot dezlipește. Și am să încerc eu astăzi să-i fac o manevră care să sper să nu se mai dezlipească, pentru că m-am tot săturat să bibilesc la el, că n-am bani să-mi cumpăr căști, că le dădeam dracu dacă aveam bani să cumpăr căști. Da? Le aruncam de le lua sfântul. Așa. M-am tot săturat să bibilesc la ele atât. Așa. Să încerc eu să le pun direct pe... Cred că televizorul meu s-a oprit. Da. Să-i dăm drumul la o muzicuță ceva mai instrumental, așa frumos. Lasă, savurez fiecare moment, dar nu acum, mâine. Eu schimb melodiile la televizor în loc să mă uit la... Și o să încerc să li cosi, să, când cositore... Stai un pic să-l lăsăm mai ușor când le lege. Când cositoresc firul ăsta verde, să le cositoresc pe amândouă odată, poate așa nu se mai rup. Sper să vedeți bine acolo. Poate așa nu s-or mai rupi, că m-am săturat să bibilez la ele. Firar. Da, deci cu asitorit, hai focus. Și acum să căutăm banda, uite aici, izolier. Stai că nu se mai închide sertarul acum. Așa. Sper să vedeți bine. Vroiam să filmez și din altă parte, dar n-am priză pentru LEDcon. Sper să nu se mai rupă de data asta. Dăm așa ușor. Place muzica arabească. Apropo, serbească. Să mai dăm ceva mai... Mișcat un pic. Așa. Sper să nu se mai rupă, că nebunesc. M-am săturat de ieri tot bibilesc la el și iar sau.
și au un obicei tâmpit de a se strica chiar în momentul când ai nevoie. Iar în momentul când ai nevoie, atunci le găsești draci să se strice. Doar de asta dau și atâta bandă. Vedeți că mai am un pic de bandă dintr-o rolă. Tot cu intenția de a nu se mai rupi. Tot cu intenția de a nu se mai rupe. Pentru că m-am săturat să li tot bibilesc. Chiar am să încerc să le fac în așa fel încât să nu se mai poate scăpa pistolul, să nu se mai rupă. Și da, oricât fluduri le-aș da, tot se rup. Tot se rup. Pentru că, după cum v-am zis și în celelalte clipuri, sunt fire de tot rahatul, care la cea mai mică îndoitură, doar de asta se și rup musculii de redare frecvent. Pentru că sunt firicele de trebuie să ai o răbdare și nervi. Trebuie să ai o răbdare și nervi de fier ca să lipești așa ceva. Cred că s-a rupt. Am să-i fac o probă. Sper să nu se fi rupt din prima, așa. Da, le-am cositorit. Dar m-am tot plictisit să mai bibilez la el, pentru că n-am bani de luat altele. O să vă iau cu mine când îi fac proba. Să-i dau frumos. Dar să nu-i dau prea multă bandă, în cazul în care nu merge să mai am bandă. Așa. Să vă iau cu mine, să nu vă opresc din greșeală filmarea. Da.
conectăm. Sper că se aude clar. Ok. Să băgăm înapoi mufele în amplificator. Să vedem dacă se aud amândouă boxele. Cam împins cam tare mufa. Să nu împingeți, apropo de amplificatoare și de boxe și chestii de astea, să nu împingeți tare mufa în amplificator. Eu n-am împins-o tare, le-am făcut în așa fel la mufile astea, să le, când le bagi, să le înfiletez ca pe șurub, ca să fac un contact mai bun. Am să vă arăt imediat. Stai un pic să verific difuzoarele. Stânga, ok. Right, stânga. Bine, am greșit eu, am configurația la mufi. Dreapta, ok. Bun, stânga, ok, dreapta, ok. Am să vă arăt imediat și ce spun, să le înfiletez ca pe șurub. Stânga, ok. Ok. Bun, am să vă arăt imediat ce înseamnă să înfiletez ca pe șurub. Adică, sper că vedeți acolo mufile. Da, eu le-am deformat un pic pinul din mijloc. L-am strâns cu patentul. Da? Ăsta se poate vedea mai bine. Ca să poată să facă contact mai bine în amplificator și când le conectez, da, le înfiletez ca pe șuruburi. Ca să nu, deci înfiletat ca pe șuruburi. Așa le-am făcut eu. Voi dacă aveți mufi buni, nu umblați la ele. Ok, prieteni, casca funcționează. Totul merge, am reușit. Încă o treabă bună. Sper să nu am probleme. Stai să nu bag iar mâna în pistol. Un LEDCON. Am închis. Așa, se aud amândouă difuzoare. UPS-ul merge. Am pus banda asta, m-am zis, ca să nu-mi bată seara în ochi. Bun. Ok, prieteni, până la un viitor videoclip. Vă mai aștept. Era să scap telefonul. Cu un like, o abonare, un coment, un dislike, de bine, de rău, ce-o fi, nu contează. Vă mulțumesc!